Dragi prieteni români, bună seara și la mulți ani! Sunt foarte emoționat, dar am privilegiul să vi-l prezint în această seară pe Ștefan Hrușcă, omul care nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare. Înainte de a vă spune câteva cuvinte despre Ștefan și prietenia de peste 30 de ani care ne leagă, vreau să vă urez sărbători fericite, să fie ca bunul Dumnezeu să aducă lumină și liniște în sufletele dumneavoastră, iar anul ce vine, 2014, să vă aducă prosperitate, belșug și, în primul rând, sănătate. Așa cum am spus mai devreme, ne cunoaștem de peste 30 de ani. Am avut chiar privilegiul să-l acompaniez și să împart scena cu Ștefan Hrușcă pe vremea când practicam aceeași meserie. Ștefan Hrușcă este un artist nu numai excepțional, dar este exponențial pentru spiritul și tradițiile românești. Vine și ne aduce cu el bucuria sărbătorilor de iarnă, cum foarte puțini artiști din România reușesc să o facă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Nu este rolul meu să confisc acest show, ci îmi invit pe scenă pe Ștefan Hrușcă. Primiți-mi această merită. Thank you.
dacă mi s-a dat flori de măr. Și colinda-i mai multă, și colinda-i mai multă, să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Să-i recuiesc la anul care le-a spus, să stea liniștiți că vin să-i colim la anul. Dar am vrut în această iarnă să dau o invitație la mulți care au vrut să vin să-i colim. Am fost în Germania, am fost în Austria, în Belgia, la România de acolo, până și în Cipru. Pentru prima dată am ajuns acolo și preotul ciprian care m-a așteptat, că dânsul m-a invitat, m-a așteptat la aeroport. Dânsul a făcut acolo cu comunitatea românească o biserică frumoasă. E singura biserică acceptată de ciprioți, străină, cea românească, să știți. Nu mai este nicio altă biserică
grecești și această biserică făcută precum sunt bisericile din Maramureș, din lemn, micuță, frumoasă. Și când am ajuns la aeroport, mi-au zis așa, domnul Ștefan, și de 50 de ani nu nins în Cipru, până în sală. Și de ce vă spun asta? Pentru că din 90 încoace, de când colind, majoritatea celor tineri mă consider colindător. Sau mă numesc colindător. Chiar mă bucură. Ei nu prea știu partea aceea de ce n-am flacăra și poate îi învăță la anul sau peste 2-3 ani. Nu ți-am vrut, da? Dar eu ziceam de ce știu. Și de vreo 5 ani, 6 ani de zile au apărut niște pagini de internet cu glume vis-a-vis de frușcă, colindător. Una dintre ele este aceea că spune așa, când își acordează frușcă, strunile începe să mimi. De aceea, probabil, mi s-a părut foarte curios, părintele mi-a zis, ce de 50 de ani nu în Cipru, vă dați seama. Cred că n-am uit eu. E o coincidență frumoasă. Mulți ani frumos, o să fie un spectacol cu colinde mai din prima parte și din a doua parte a carierei mele, de când am început de 20 de ani cu colindatul, pentru că ce mă interesează pe mine sunt colindele tradiționale, cele străbune. Nu îmi place să spună întotdeauna că cei care vorbesc prin presă, habar nu au ce se întâmplă cu tradiția. Ei îmi spun, da, Hrușcă nu cânte ceva nou. Alea sunt cântece de iarnă ce se cântă. Colindele sunt străbune, sunt de sute de ani. Pe mine asta mă preocupă. Dar n-au cum să știe zărace. Și o să vă rog la un dat să colindați cu mine. Please.
Ridicam oră zi închidă, prinde gază flora blindă, sfânte sara, sara de Crăciun. Și pe masă azi vine, să pui cinciuiești mai pline, sfânte sara, sara de Crăciun. Am făcut 5 ceasuri. Și din centru, din Manhattan, până aici, am făcut 4 ceasuri. Ce treabă asta? Vă rog acum să cântați cu mine la un coleg pe care sigur l-ați cântat, l-ați colindat. Păstrărea de-a trăiesc, ne-au o joară mari minunțe.
vifla ima zin, vifla ima zie, mare minune. Verbure curată, verbure curată, fiu născut-me. Thank you.
Am avut câteva zeci de mii de case, cred că sute de mii fără curent. A fost un dezastru. Deci așa ceva n-am văzut în viața mea. Copacii zice că sunt de sticlă, dădeau foarte bine pentru Crăciun. Dar nu pentru eram învățător la Borșa și m-a chemat în ceva de timp. Am stat 3 luni de zile în turneu cu Cenacul și după care m-a chemat la un moment dat să scrie pentru mine niște versuri ca să facem cântece, să vadă dacă sunt bun sau nu. Pentru că eu atunci când am debutat în Cenacul, am debutat cu 2 colinde laice, pentru că nu se puteau cânta colindele religioase. Și un cântec scris de mine, melodia, pe versurile scrise de poetul Horia Bădescu, un poet cu jar, fain. După care, în februarie, m-a chemat de la Borșa, de acolo, fiind învățător, și mi-a zis să vii la București, că vreau să lucrez cu tine. M-a pus în mașină și am plecat la Sinaia. Am stat 3 nopți și am avut 4 cântece. Și în prima noapte m-a sculat la 3, spre dimineață, și-a zis, ai o melodie? Și zic, n-am. Îngână ceva. Și am început eu să îngân, nu știu ce mi-a venit, da? Dânsul a spus niște versuri, mi-a dat folia și a zis, cântă o dată, de 2, de 3 ori, după care m-a trimis la culcare. Și dimineața, când m-am trezit, a zis, ok, hai să vedem ce ai scris. Cum sună cântecul. Vreau să vă spun că am uitat. Uitase melodia. Dar dânsul, care avea experiență cu colegii mei, înregistrase pe casetă cu oamenii acelea lungi, micuțe, textul ăsta, cum se numea, și am înregistrat cântecul. Și așa am învățat cântecul confuz cu o noapte înainte. Un cântec pe care vreau să-l cânt acum și de la care spun întotdeauna că mi s-a netezit calea spre acest miracol al muzicii,
și deci am și rămas probabil credincios scenei. Să rup până ta